Vă spuneam și zilele trecute că mă îngrijorează starea lui Klaus Iohannis. Câtă treabă are, domne, în perioada asta. Toată ziua la declarații, conduce guvernul, stă la taclale cu Șică Orban, cu miniștrii, cu... Probabil abia mai are timp să curețe merii ăia de la Cotroceni, că vine totuși primăvara și așa fac oamenii gospodari, nu? E mare nevoie de o vacanță la Nea Iohăniță. De-aia l-am trimis la Cotroceni pe reporterul nostru Radu Hângănuț să afle exact care-i motivul pentru care președintele nostru nu pleacă în vacanță de atâtea zile. The fake news. It's fake. Phony. Fake. Domnule președinte, credeți că e posibil ca politicienii români să ceară și ei la fel de multe vacanțe cum aveți dumneavoastră? Nu cred în așa ceva. Acum, vedeți, în această etapă există încercări din toate părțile de a se profila sau reprofila. Dacă nu vi se aprobă bugetul, vă mai permiteți toate vacanțele la mare, în Miami, la munte? Dacă guvernul se hotărăște să promoveze bugetul, de exemplu din motive de calendar, prin procedura de angajare în fața angajare răspunderii în fața Parlamentului, mi se pare o variantă fezabilă. Doamna Carmen se plângea că pentru 2020 bugetul e prea mic și că ar trebui să vândă o casă pentru a vă permite toate concediile. Cum vi se par sumele disponibile? Este un buget care a fost făcut în condiții foarte dificile. Ar fi Rareș Bogdan util ca să vă care bagajele? Această chestiune a fost în atenția mea tot timpul și pot să vă spun astăzi că intenționez să îl promovez pe această poziție. Având în vedere faptul că sunteți la al doilea mandat, este fezabil un scenariu în care plecați în vacanță și efectiv rămâneți acolo? Aceste chestiuni trebuie foarte bine discutate, în primul rând în Parlament, după care, sigur, putem să discutăm și mai departe. Dar ați rămâne dacă, să zicem, din când în când v-am mai trimite noi bani sau câte un pachetel de mâncare, așa încât să nu mai trebuiască să vă întoarceți periodic în țară ca și cum v-ar interesa ce e pe aici? Și vorbim despre concret? De exemplu, niște borcane cu zacuscă, niște cârnați, o țuică bună, brânză de la ciobani din Sibiu, un CD cu muzică populară, de ce nu? Astea sunt probleme birocratice pe care eu cred că trebuie să le rezolve guvernul urgent. Vă permiteți și mamaia? Nu, în acest moment bugetul României pur și simplu nu își permite